După ce s-au împrumutat în bănci, gorjenii s-au trezit asaltați de telefoanele angajaților chiar și pentru o zi de întârziere. La orice oră, oamenii erau asaltați de telefoane date de angajații băncilor, iar pe deasupra, cu fiecare zi care trecea, li se mai adăugau sume suplimentate, reprezentând penalități de întârziere. Alții de teamă de a nu fi terorizați de bănci, primul lucru pe care îl fac este să-și achite creditele. Vi se întâmplă să vă sune în mod abuziv? Da, bineînțeles, pentru 22 de euro m-a sunat de două ori, ca să duc să-i recuperez. Lasă-mă că știu situația și o să vină să-i aduc. Nu, sunt în stare de așa ceva. Vă sună la orice oră, din zi și din noapte? Nu contează ora la ce trebuie. În momentul când sunt la serviciu, fii convins că ești deranjat. Și am spus, nu, eram la Piatra, mi-a sunat și pentru până vine să-mi aduceți 22 de euro. Acum luni m-a sunat din nou că s-au făcut 23 să dau 23 și lasă-mă că voi veni și voi da. Aveți credit la bancă? Da. Și vi se întâmplă ca cei de la bancă, reprezentanții băncii, să vă sune în mod abuziv în cazul în care nu vă achitați la timp ratele? Nu, prima mea grijă să-mi plătesc întâi datoriile și pe urmă văd ce mai rămâne. Deci nu mi s-a întâmplat să mă sune. În urmă cu o lună a intrat în vigoare o ordonanță de urgență care vine în sprijinul consumatorilor și limitează abuzurile făcute de bănci, astfel că angajații instituțiilor bancare nu vor mai avea dreptul să sune la orice oră consumatorii și să-i preseze cu achitarea ratelor și dobânzilor. De asemenea, bancherii nu vor mai putea adăuga comisioane peste comisioane despre care debitorii habar nu au că le-au de achitat. Se va reglementa activitatea recuperatorilor de credite. Consumatorul urmează să fie notificat de către banca care a cesionat creanțele către firmele de recuperare, iar acestea vor avea niște limite foarte clare privind presiunile pe care le pot exercita asupra consumatorilor. Sunt foarte mulți consumatori care, din diverse motive, au ajuns la aceste firme de recuperare a creanțelor și care fac presiuni foarte mari asupra consumatorului. Aceeași ordonanță de guvern prevede ca în termen de 14 zile, cel care a încheiat un contract de creditare cu o bancă are dreptul, fără nicio justificare, să rezilieze contractul fără a plăti vreo penalitate.